1 mai a venit anul acesta cu temperaturi de peste 25 de grade și a scos din casă și partidele câmpinene. Pe dealul Mușcel, membrii au lăsat politica deoparte și au ieșit la iarbă verde. Unii au ales relaxarea alături de colegii din organizații, iar alții au profitat de ziua liberă pentru întâlnirea cu oamenii și anunțarea candidaturii. Pedele Câmpin a pus micii și cârnații pe grătar. Vă pricepeți la bucătărie? E cum să nu? Vrecăm să vedem cum. Mă prezint al comisiei de cultură. Sport. Asta este și activitate cultură, sportivă asta. Rotirea micilor. Și servitul prietenilor. De sărbătoarea muncii. Vă pricepeți să fârpăliți dușmanul. Da, da. Da. Cine mai vrea să învețe de la mine? Bărbații sunt cei mai buni bucătari și se pare că doamnele au fost mulțumite de prestația lor. Cu îndrăzneală. Hai, mărimea care contează. Hai, vino cu el aici, Da, mai mic sau mai mare? Mai pătruns, da. Sunt foarte buni. Membrii PDL vin de 1 mai, se întâlnesc într-o anumită zonă a fântânei cu cireș. Reținem încă de dimineață un spațiu, pregătim grătar cu mici și bere tradițional și, bineînțeles, și alte produse. Mai schimbăm impresii despre viață, despre familie, nu facem politică, vrem să ne simțim bine. Ia muștarul, că deține tot anul. În timp ce PDL se relaxa, pe platoul Mușcel, PPDD își anunța candidații la primăria Câmpina și Consiliul Județean Prahova. Susținătorii au venit ba din curiozitatea de a-l vedea pe Dan Diaconescu, ba în speranța că nu vor pleca acasă cu mâna goală. Pentru domnul Diaconescu, pentru apă stăm, dacă mi se oferă. Mai ales acum de două, domnul Dan, nu-i frumos? Nu l-am văzut niciodată, poate îl vedem astăzi sau nu vine. Primul intră prin dans, prin șarfă, ține cu Partidul Poporului. Petrecerea câmpenească a început abia după discursurile celor mai importanți membri ai Partidului Poporului. Astăzi este un moment istoric pentru organizația Prahova, pentru Partidul Poporului Dan Diaconescu, pentru că 1 mai este prima manifestare publică în fața dumneavoastră cu oamenii pe care vi-i propune să schimbăm Prahova, să schimbăm România. 1 mai este ziua în care tot românul sărbătorește cum crede de cuvință.